Bună seara! Să Bună vorbim seara! despre ce a depistat doamna Tamara la Burlacul, la intrare în sat. Se face pădure. S-au descărcat puiețe săptămâna trecută, plantatul încă nu a început. Nu, eu n-am depistat. A fost hotărât prin decizia Consiliului, la propunerea primarului, precum că să fie plantat un teren, adică o suprafață, mai bine zis, o suprafață cu puiet, de să fie plantat de către Mount Silva. Fii Deci, pădure prin acolo, decizia. da. Da, pădure, da. Deci, aceasta a fost anunțată încă în decembrie, 28 decembrie, iată, aici am decizia prin care. Deci, această propunere a fost introdusă în ordinea de zi. Cetățenii au fost la consultări publice, au fost împotrivă să fie împădurit acest șes, care de ani de zile acolo e înțelinit. Deci s-a propus să fie împădurite alte porțiuni, alte terenuri. Până într-un final, porțiunea asta, adică acest teren a fost votat de către consilieri ca să fie plantat de către Mold Silva, undeva la vreo în jur de 10 hectare, așa ieri au constatat, plus minus. Dar acest val de plantare a stârnit un fel de mulțumire în rândul cetățenilor. Vă spuneam că am fost într-un fel așa dogenită, pleftorită, cum că voi, consilieri acolo, mâine poi mâine o să ne lăsați fără pământul drept care e în barba satului. Zic, de ce? Păi iată când o să ajungă copacii ăștia de rod, Mold Silva și ăștia de la agenția silvică, o să ne dea peste mâini, peste labii, că nu e a nostru terenul, dar că nu voi ați plantat, nu voi ați arat. Într-o discuție cu domnul Sergiu spune, zici că, dar absolut, nimeni nu vine să-ți ari, să-ți planteze degeaba, să nu-ți ia nimic. Eu nu sunt împotriva păduririi. Foarte lucid realizez că pădurirea este plămânii țării. Și deci am văzut că terenuri se împăduriesc chiar și data de 10 și mai înainte, dar condițiilor adecvate. Ce am depistat eu? Că această mașină care pe data de 7, deci era un transport auto de marca Zin, încărcat arhiplin, era legat cu trei funii. Acești salcâmi au fost lăsați pe marginea pârâului, doar între două brazde. Când duminică am făcut eu acel live în prezența polițiștilor, am depistat îngropați acei puieți, nu știu la număr cât sunt, nici pe hârtie nu știu, dar acum eu mă întreb, cum poți să plantezi o sumă de 10.000 de, nu știu cum eu, ținuți în condiții neadecvate. Bănuiesc că puieții ăștia n-au ajuns pentru că brazda a fost întoarsă cu iarba aceea care e pământ bătătorit. Pii mașini s-au păscut oile, vacile, păsările. Deci brazda a fost adânc răsturnată cu iarba în jos. Nu știu de ce nu este pregătit acest teren. Cum se spune? Deci cultivat după ce ai făcut un canal sau un șanț, eu nu știu. Și încă una s-a mai descoperit. Tot îmi spun cetățenii, chiar astăzi am venit de la oraș, prin satul Tarafleți, s-a și Tamara Spanați, arat până sub, deci, păi bine arat, dar nu or să prindă, e bine, adică este așa intenție, dar nu se vor prinde pentru că acolo este sărătură. Tot timpul și răsuceala arată alb. Nu s-a luat nicio, bănuiesc eu, că trebuia înainte de a fi plantat, hai să lăsăm altele, că e al lui Mold Silva, sau bine, poate și aici este o încălcare, sau poate discuția asta dintre noi, în discuția asta, o să depistăm poate o neregulă, poate o neclaritate. Deci, dacă s-a hotărât să se planteze, trebuia cel puțin să fie luată analiza solului, bănuiesc eu, sau poate salcâmii se prind pe loc sărat, sau poate sunt alte specii care prind, care dau viață, zicem. Deoarece asta este
sunt banii statului, fie mulțime sau cine. Deci nimeni, nici acea mașină care i-a transportat, nici acei muncitori care au tăiet, au golit, au adus acei puieți în ordine. De ce acei mănunchi, sau cum s-ar spune, de ce nu au fost transportați să fie depozitați, cum spuneam și duminică? Fie într-un depozit, fie la primărie, subsol, tot este un spațiu care s-ar putea de păstrat, că deci așa sumă, așa cantitate, s-a plantat azi, poftim să plantează și asta va da rod. Sau, dacă noi aș fi vrut, că vorbeam cu domnul Sergiu, poftim dumneavoastră, domnul Sergiu, că atunci mi-a dat, într-adevăr, dumneavoastră mi-ați dat așa idei și de așa idei sunt și sătenii noștri. Unii dintre tăi, cei care m-au votat pe mine, bănuiesc eu, gândesc la fel ca și mine. Bun. Bună seara, stimați prieteni. Bună seara la toți care o să vadă acest video. Da, eu am văzut în live, am văzut video dumneavoastră pe care l-ați făcut atunci, în momentul dat, dar am fost indignat faptul că cum așa puieții s-au lăsat În soare. în voi, în soare, acolo, da, una este alta. Dar vreau să vă aduc la cunoștință la toți acei săteni care o să privească acest video. Acest pământ are un număr cadastral. Acest pământ este pământul al cui? Al primăriei. Orice pământ care voi puteți să-l dați, e clar lucru, acest pământ, el este în extravilan, eu cred că, și acest pământ voi îl dați, cred că, dacă el este în extravilan, voi îl să-l dați cu copiii și cu bani mărunți. Nu știu, iar din nou, cum dumneavoastră ați accentuat, care este calitatea acestui sol. Într-adevăr, pe acest sol o să primească acea pădure sau pur și simplu o să primească, o să crească niște fari de sălcâm, nu copaci, dar fari, așa cum este. Nu, posibil că nu o să crească copacul acela care este acolo, care trebuie să fie. Rezultatul posibil că nu o să fie. Dar mie mă interesează una. Când dăm pământul acesta cuiva, dacă chiar și l-am dat pentru decizie oarecare, noi trebuie să avem un venit. Noi trebuie să avem de la cineva un venit. Dacă l-am dat în gestiunea la Mulțilva, Mulțilva, fie corect și achită-te în fiecare an pentru acest pământ cu această sumă care să ne vie nou în bugetul satului. Asta. Dacă primarul a hotărât să se roage, să închine genunchi, hai vine Mulțilva și pune mie niște copaci așa, că am niște bani de la un proiect și care trebuie undeva să-i aruncăm, ca să fac și eu ceva, să zic, să nu zic satul că n-a făcut nici eu ceva, dar rezultatul care să fie, noi eu nu știu. Eu Dacă asta. vreau să intervin și să comentez și să apăr ideea de pădure. În primul rând, Moldova are doar 11% din suprafață împădurită, pe când standardul european este de 33%. Adică, trebuie să împădurim în disperare, în draci, dimineața și seara și în continuu, și șes, și deal, și râpă, și totul să împădurim în disperare. Chiar și soluri care ni se par bune, dar mai ales solonceacurile celea. Dacă Mulțilva au adus acolo puieți și are de gând să planteze salcâm, înseamnă că știu oamenii specialiști, noi trebuie să recunoaștem, niciunul nu suntem specialiști. Înseamnă că ei știu că acolo poate să crească salcâmul acela. Dacă nu știu, să facem scandal. Mie mi se pare că prima și singura deocamdată problemă e că acei puieți au fost descărcați în soare și în vânt și lăsați câteva zile să-și usuce rădăcinile, când ei și așa nu se prea prind, că secetă și zone uscate. Dar ei le-au lăsat în soare și în vânt și abia Da. acum, după ce au văzut primul video al doamnei Tamara și interviul nostru, s-o duși le-au băgat într-o brază, nici măcar nu sunt sigur că au băgat apa acolo. Da? Să admitem că dacă râpa e alături, înseamnă că e destul de aproape apa și poate răzbate și la rădăcini. Dar când au de gând să-i planteze? Asta e ideea. Când? Iată când au de gând să-i planteze. Că pământul nici nu-i prelucrat. Deci chiar astăzi am vorbit cu E, cineva dacă de îi la... arată, e deja prelucrat. Cât de prelucrat trebuie să mai fie? Vreți să-l boronească și să-l... Nu, îi trebuie cât de cât să-l mai cultive, trebuie să-i tragă mărgile către de unul până unul, spune pădure. Dar el o tras, să zice, eu am fost la Arad, tatăl meu tractorist, eu am văzut. Băi, dacă faci o rătură, tragem și mărgile către dintr-o parte în alta, dar ei o tras care cu 5 metri se termină așa, dar și el cu 5 metri mai lung în partea cealaltă. Asta. Da. Totuși Dar nu sunt cum de și... acord cu spiritul ăsta mercantil, că trebuie să dăm ca să avem ceva. Din pădure are de câștigat toată lumea, inclusiv oamenii din satul acela.
Cu să aibă mai multă verdeață, mai multă umezeală, mai mult aer curat. Deci nu mai așteptați să aveți numai venituri din asta. Poate că legea obligă primăria să dea în gestiune un teren care e destinat împăduririi, agenții care se ocupă de asta și care se pricepe și care are specialiști, Mold Silva. Deci nu așteptați să aveți venituri din asta. Poate că a venit o obligație de sus, de la guvern, de la minister și ați votat, au votat majoritatea în Consiliu, anume lotul acela, dar nu că oportunitate sau neoportunitate, obligați suntem să împădurim. Sunt de acord, dar nu este niciun contract chiar între Mold Silva și primărie. Pentru că astăzi am vorbit cu inginerul cadastral și i-am spune că nu este un contract. Dar sătenii se revoltă de faptul că voi, consilierii, care trebuie să fiți fugăriți toți de acolo, o să ne lăsați fără pământ. Că așa și este, până la când va fi acest copac matur, nu se poate nimeni. Dar de ce nu, chiar vorbeam cu domnul Sergiu? Acest, dacă noi puteam să-i plantăm singur, nu puteam și poate trebuia să-i plantăm, al avea pe domnul Mihov, care este un agent economic puternic, i s-a oferit posibilitatea de a construi o sondă acolo. Sunt, noi avem agent economic, satul economic, la noi satul e viu. Oare nu s-ar putea să fie plantat? Bine, poate până la urma urmei, chiar inclusiv și copiii, cineva spuneau că nu dea domnul toată copiii, dar ce este rău când deprinzi un copil să planteze, să dească? Asta este o obligațiune, o lege sfântă la urma urmei, să plantezi, să dești un pom, un copac, o fântână, lucruri frumoase să le creezi. Eu bănuiesc că așa ar trebui, pentru că, într-adevăr, cum spui și mata, poate sunt niște sub dedesubturi acestei legi care noi, într-un timp, ne se telefonul, deci, la un moment putem rămâne și fără și fără terenul ăsta. Că nimeni n-a să zică vine și ei sau părerea mea. Dar oamenii de Inclusiv. ce au nevoie de terenul acela? Că nu mai au alte pășune? Vor să aibă fix lângă casă pășune, lângă sat? Dar, adică, și asta era, dar încă și indignarea este, că spune că ei nu o să crească Orice pentru. teren ar fi dat, cineva ar fi fost afectat și nemulțumit. Nu poți să-i satisfaci pe toți. Este asta, este asta. Este, da. Și asta este. Dar felul și condițiile cum au fost aduși acești copaci, deja ceva par spune. Pe mine, un moment, pe mine mă interesează claritatea sau modul calității sau modul corectitudinii cum s-a făcut această lucrare. Că asta pe mine mă deranja sau m-ar aranja, mai bine spus. Spune, eu doresc, faceți oameni buni, dar corect, frumos. Ia ca de la început, ia ca asta lucrare se începe de aici, ia ca se termină până acolo, ia ca asta trebuie ei să o facă. E ca asta, ei trebuie să o facă. Trebuie să pui un panou frumos. Stimați cetățeni, e că acolo panoul și ala vor fi plantați, să zicem, 11.000 de copaci de puieți de sălcâm. Ia ca așa fel de sălcâm. Vor fi plantați. Sau poate spune să iasă în ajutor. De pe data cutare, pe data cutare vor fi sădiți. Ieșiți oameni buni, care cum poate, care în prima jumătate a zi, care într-a doua jumătate a zi, ieșim cu toții să plantăm acești copaci. Adică asta vine mesajul care vreau să-l aud de la acest primar. Asta eu vreau să văd. O corectitudine corectă, normal, o lucrare frumoasă, o lucrare pe rotă 10, o lucrare pe rotă 10 care eu pot să o văd, să o distribui, zic, ia uitați ce frumos s-a făcut în satul Burlacu. Ia uitați cât de plăcut s-a făcut această lucrare. E că așa eu vreau. Dar nu așa, au venit în miez de noapte, s-au răsturnat, s-au dus, au orat nu știu când, cum au orat, cum s-a făcut. Eu vreau o corectitudine. Dar și ei și eu tot sunt adept al înverzirii. Eu tot doresc să dar vreau să văd frumos ceva. Băi, băieți, e că așa se face. E ca lucrarea asta, e că așa se face. E că așa, de aici până aici. Dar nu. Șleau. Da. Ei trebuia copa și nici nu aduși acum. Dar trebuia, poți solul și ala, solul și ala trebuie de prelucrat.
De întâi să prelucrăm. Săptămâna viitoare ați vii copașii. Oameni buni, veniți să descărcăm copașii. Veniți la taiet, desfacem cumva. E ca așa să facem colectiv. Când vrem să facem ceva pentru sat, ceva frumos, să adună tineret, să adună oameni din sat, să vină să facem lucrare frumoasă. E ca eu socot asta trebuie să o fac primarul, da? Dar așa, teap, leap. Eu posesc cu critică, eu nu zic că eu posesc cu critică, dar eu nu vreau să fac critică dintr-o dată, dar vreau, eu vreau să văd anume o lucrare corectă. E ca asta vreau. Băi, de aici se începe. De aici se termină. E că așa trebuie să o facă. Dar eu cu asta, de că, domnul Tamara, eu și eu m-am gândit, eu am la mine, eu v-am gătit ghinzile și ele, și eu v-am gătit ghinz de stejar care crește în practic în ceatră. Aici crește. Dacă eu cred că dacă crește în ceatră, el cred că o să crească și la dumneavoastră. Ghinz de stejar verde, anume așa se numește. Stejarul verde. Are un prejur, el e verde. Stejarul dat. Și că ei când or semăna acolo, când or pune puieție, dar dumneavoastră duceți la 20 sau acolo. Și puneți la peste vreo 5, la 5 metri de rânduceală, fix pe rând, nu trebuie alături, dar fix pe rând. La 5 metri, o ghindă acolo. Nu trebuie să o adânciți cumva. Da, o puneți jos și o căcați cu ciorul. O puneți jos și o căcați cu ciorul. Și el prinde. El prinde. Ghindă și el prinde. Dacă eu o să vă transmit săptămâna viitoare, ghindă de stejarul verde, de la sudul Franței, special pentru satul vostru. Ia că așa. Și las crească acolo. Și să vedem, a cui mai repede să crească. A, și ei sau aici să crească. Dar eu vă spun că dacă ați pune mai mulți copaci, să zicem de exemplu, dacă chiar ați pune printre sălcănicii și ați pune niște stejar, eu cred că ei nu lor tăiesc stejarul. Chiar cât de cât dar crește puietul cel de stejar, ei nu lor tăiesc. Zic, băi, de-aia că este stejar. Haideți să tăiem sălcânul de așa. Dar eu cred că stejarul printre sălcâni, sălcânul crește mai repede. Stejarul o să o rup și el în sus să se ducă. E că asta vreau să spun. Dar Nu săptămâna sunt sigur viitoare că dacă vă crește promit. în piatră stejarul cel o să vrea să crească și în apă de râpă, în sol de râpă. Și nu sunt sigur că nu o să fie cultivat, că e probabil plantația asta o să o cultive câtva timp și o să Da. treacă printre rânduri. Deci dacă nu pui în dreptul În salcâmilor, drept. s-ar putea să rămâi fără Apasta. stejar ca orice iarbă o să fie Apasta și vă stejar. spun. Asta și vă spun. Dumneavoastră o puneți drept în rând cu stejare. Nu, nu, ei îți formează rânduri. Și dumneavoastră puneți în rând cu stejare, spuneți. Cu salcâini, în rândul și ala. Și el tot să o rupă în sus, tot să duc în sus, tot să crească. Așa că ați va fac o pădure, eu vă spun, ați va fac o pădure de sălcâm și stejar francez. Eu vă spun, eu așa ați va fac așa o pădure. V-am promis, cresc stejare și a noștri din Franța, cresc la școală. O să cresc și aici. Sunt în grădină la o doamnă învățătoare. La anul viitor are 4 ani copiii care plinesc cu dâns, Bravo! intenționăm să-i plantăm undeva. Că Trebuie ei sunt plantați undeva, la o margine de sat, acolo undeva plantați. Și puneți un săruș acolo cât de cât, un semn. Băi, băieți, stejari, lăsați-i să crească. Avem Băieți o noi să-i idei. lasă, dar caprele nu. Da, ieși și Dar și caprele s-au împuținat acum, pentru că ajunge deci nu una. dai destul una. Da. Deci, apropo, eu vreau să vă zic că atunci când, tot în acea zi când am întrebat primarul cine este responsabil de acești puieți, eu nu știu când am fost acolo, era ora 4 și vreo 50 minute. Cum? Îi sun. Și eu mă duceam la Cahul. El se întorcea de la Cahul. Și erau doar două brazi. Bine, asta mă jignește, Oleg. Asta mă jignește, domnul Sergiu. Două brazi. Asta. Și ei au adus 10.000 sau nu știu câți acolo de sălcâni. Încă mă mir, am zis, mă mir cum nu le-au dat foc. Și nu știu dacă cineva încă nu se aduce să smulgă vreun snop, vreun mănunchi de cela de De puiet. vremea asta umedă, nici lemnele uscate nu ard, dar Da. niște puieți Nu. verzi. Trebuie să le pui benzină, motorină ca să ardă. E simt E că ca nu. asta, asta și este, vreau să spun, e că vreau să spun asta și este. Necoordonarea dintre primar și Mulțilva, păi și cap, e că, eu nu înțeleg, el nu știe despre lucrările care se fac la tine pe pământul tău, că tu ești primar? Tu nu știi că să-ți vii în ziua și n-a să-ți sune cineva și să-ți dă tu ca primar, tu ca gospodarul satului, tu te plochi, băi, și cătați voi pe dealul ăsta în eu? Adică, și cătați voi pe dealul ăsta în eu? Și faceți voi aici? Ce ați descărcat? Eu nu știu nică despre asta.
Eu nu înțeleg. Ori el s-a făcut așa într-o urechi și a zis că v-a dat un răspuns, dar el ca tare trebuie să fie la curent. Băi, o să vină, o să facă lucrarea, o să lepte de acolo, el trebuie să fie pe loc. Băi, dați să vedem, oameni din sat, nu ne dă obrazul, zic, băi, și deșertat cu creșele acolo. Dacă acolo, băi, și nu scrie, și scopași, și scopași, și nu scrie, și scopași. Adică asta, trebuie, eu vreau corectitudine corectă care să fie într-o lucrare, e ca de aici până aici, e ca așa eu vreau. Asta Și și eu aș fi. dacă s-au cheltuit bani pentru lucrarea dată, a fi bun și răspunde pentru asta. Băi, s-au cheltuit banii. Primarul s-au cheltuit bani. Banii au venit din Europa. Oamenii și care i-au pus, închipuiți-vă, sunt oameni care au lucrat cum se cheamă, pipenerie. Din sat pipeni. Dacă vreau să spun din sat Pepinier. pipenerie. No, da, Pepinier. pipenie, da. Și sunt oameni care au lucrat acolo, care i-au dat, au avut grijă, i-au crescut. Și tu ți-ai bat joc să-i arunci pe deal în stăi 3 zile, când o doamnă, dar să nu trecut. Hai să zicem să nu fost doamna Tamara. Ei pot spune azi, stăteau acolo, mojilă, stăteau acolo. Pot spune azi. Ei au aflat că eu am făcut video. Ei știau că eu am făcut scandal pentru că orice acțiune a mea, când chiar și astăzi mergeam în rutieră la amiază și am făcut, am filmat, v-am trimis permisia dumneavoastră, domnul Brega. Și poliția, și am văzut, e bine că ți-a adresat la poliție acest mesaj și eu nu știu dacă a scris cere sau nu, băi, și cu asta, asta e Am scris, lucrare, da. oameni, copașii ăștia costă bani. Și Ei poliția e costă. bine că s-o sesizat și au venit la locul dat și au zis, băi, stați-o leac, asta este un bun al statului care se bată joc și asta e o pierdere. Dacă nu o să luăm măsuri, asta e o pierdere. Cineva trebuie să iei răspundere pentru asta. Și asta e foarte bine că au făcut așa, poliția a venit prompt la întrebarea dumneavoastră. Asta e foarte bine. Și mă bucur de așa polițiști care sunt și vin direct acolo. Ei ca tare trebuie să ducă la primar după asta. Zic, băi, primarul ăsta e uleac. Și tu știi despre lucrarea aceea ta și s-au întâmplat zilele și ele. Ei trebuie să ducă la dânsul să vadă. Atunci, duminică, când au venit polițiștii, cât m-au așteptat în centru, polițiștii au spus că s-au întâlnit cu primarul, că era prin centru, că era cu sărbătoare femeilor și au zis că noi am hotărât, prin decizia Consiliului, să plantăm. Da, de acord, au hotărât. Dar de ce au fost aduși înainte de termen, înainte de doar două brazde trase acolo, voi i-ați lăsat dacă nu făceam eu scandal? Bun. Acum, De ce? întrebarea este a mea următoare, e că către dumneavoastră, consilier. Vreau ca dumneavoastră să aflați copașii ăștia, dacă au fost cumpărați de primărie sau dacă investiția asta toată este a Moldsilva. E că asta îi vreau să știu, anume, dacă investiția asta sau cine poartă răspundere mai departe? Că primărie i-a dat teren, na, băieți, Moldsilva, faceți ce vreați, puneți pădurea? Sau Da, invers. cred că așa a fost. Cred că toată Deci, răspunderea pentru o teren, poartă. pentru puieți, pentru lucrări, ia Moldsilva. Moldsilva. E ca asta vreau să știu în lume. Se mai e ca toată răspunderea asta o poartă și din Moldsilva. Acum, șefii de la Moldsilva lasă să nini așa, știi, după ce a să nini, câte unul așa să nini, băi, și cum vă purtați voi? Cum, ce fel de lucrare asta? Și cu asta. Ei nu știau că au un monitor acolo activ. Da. E ca de asta și, stimați prieteni, care să vizionați acest video pentru asta și voi trebuie să luptați. Voi trebuie să luptați pentru asta. Voi trebuie să fiți toți cinstiți, curajoși. Dacă ați văzut undeva că se încalcă, nu lăsa așa, că pe tine asta nu te afectează. Se afectează toată societatea. Dacă eu vă spun, toată societatea se afectează. Dacă asta și-am spus, eu de fiecare dată la școală, când îi spunem la elevii mei, îi spunem în felul următor. La școală ești elev, dar după școală fii om, fii corect, fii cu toții corect, nu te bate, nu fura, nu norocă, nu fă murdării, asta vreau, asta am vrut pentru societate. Și când mergi pe drum, și dacă chiar mă aveți, și vezi o nouă persoană, de bună ziua, simte că ești. Știi, ei în oraș, eu când mă ducem, vă spun, eu când ieșim la Rășcanovcă, când ieșim cu soția, așa ea,
tine și te știu și eu știu în glumă. Spuneam că cum e o elevă, nu pot să mă duc cu pilarul școală, că mă cunosc, tăiați, mă cunosc deja. Deja în glumă nu am eu ca și cum. Dar spuneam că și corect și spun bună ziua și bună ziua, chiar de la mic, de la mare, toți așa. E ca asta. Că i-am educat și îmi pare bine că chiar și acum stăm de vorbă cu dânsă, că i-am educat într-un stil că să fie cinstit, că asta vreau. Și voi toți oamenii ăștia din Burlacu, din satul Burlacu, asta vă îndemn. Să fiți curajoși, cinstiți, să ieșiți, dacă vedeți o nedreptate, spuneți-i în față la orice persoană, băi, nu-i frumos ce aici faci, nu-i corect ce aici faci, nu-ți supăra, dar nu-i corect, e că așa ar fi bine, e că asta Sau eu... nu vă temeți să întrebați dacă aveți Da, nu vă... suspiciunea că Da, ceva nu, nu-i legal. da, băi, vreau Întrebați să... curajos. Da, corect, corect. E că eu când am venit, vreau, nu știu, ți-am spus eu să iau Oleg, odată, eu am venit tot din diaspora, când am venit odată din diaspora, și străgeai scăliturile, erai pe pragul la Poșta Moldovei. A Și kilometru strânge... zero al democrației, da. Da, și strângeai scăliturile. Și noi cu soția am zis că adem și îmi dai scritura pentru domnul Oleg Brega. Și chiar da, într-adevăr, m-am dus și am zis, păi eu nu special, că să-ți dau scritura pentru tine. Că știu că ești cinstit, e ca asta. Știu că ești cinstit și ești curajos. Și pentru asta îți vin și îți dau scritura mie pentru tine, e ca asta. Și îmi pare bine că te cunosc, îmi pare bine. Noi numai odată ne-am întâlnit atunci pe prag și am dat mâna și după asta noi nu ne-am întâlnit niciodată. Noi numai așa pe internet, dacă mai stăm de vorbă, dacă îți mai scriu câte un mesaj de felicitare, asta. Dar vreau să-i spun la toți satul Burlac, la toți cetățenii, să fie cinstit, să iasă în drum. Nu sta la tine un ograd, nu sta la tine în casă. Ieși în drum și spune că ești viu, că ești Burlacul, dar nu... E ca asta Și că vreau. ai nevoie, ai interes ca Ai să nevoie de întâmple interes. deciziile din primărie, din Mulțilva, din guvern, să Corect, întâmple și în corect. interesul tău, nu numai în interesul lor. Corect, corect. Așa că, doamna Tamara, săptămâna viitoare eu am un coleg de la Moldova și totodată cu această ocazie eu vă transmit ghilz de stejar verde. Stejarul verde, așa se cheamă. Stejarul verde din Franța. E ca asta. Bun. Eu, e că vin o persoană acum. Și eu vă doresc o seară bună. Eu trebuie să plec. Bine? Sănătate, numai O bine. revoar, Să plec mulțumim, bine. da, O seară bună. revoar și da, o seară bună.